Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă emisiune Media Obiectiv. Făgărașul a intrat cu pași repezi în acest an. Suntem aproape pe final de lună ianuarie. Arată cum arată, nu numai din cauza anotimpului care e mai mult cețos și gri, ci și din cauza unei fețe pe care încă nu are strălucitoare așa cum ne-am dorit, sau, mă rog, nu chiar atât de strălucitoare, dar măcar puțin luminoasă. Vreau să vorbim la început de an 2015, care sunt prognozele în materie de atragere de fonduri europene și de ce nu. Cum privește Europa și un oraș de talia Făgărașului sau un județ de talia Brașovului? De ce să vorbim numai la nivel global? În materie de fonduri europene, în materie de atragerea tinerilor către a deveni antreprenori, dar și despre alte programe extrem de importante, stăm de vorbă astăzi cu directorul Camerei de Comerț și Industrie din Făgăraș, domnul inginer Gabriel Vâjou. Domnule Vâjou, bine ați venit! Bine v-am găsit! Ați ascultat preambulul acestei emisiuni. Noi de ceva vreme discutăm despre fața comunității în care trăim, despre fața orașului în care trăim, un Făgăraș pe care îl iubim și în care doar trăim și alții la fel trăiesc sau le place să trăiască în Făgăraș. Ce părere aveți? Despre felul cum trăim în Făgăraș, am o părere de genul trăim la limita semisubzistenței. Fac precizarea, semisubzistenței. Ceea ce se întâmplă în municipiul nostru este, după mine, de domeniul lui Caragiale. De ce spun lucrurile astea? Ați spus în preambul, cum ziceați, despre fonduri europene. Pot să vă spun în foarte mare cunoștință de cauză că noi, municipiul Făgăraș, nu am reușit să atragem niciun euro de la Uniunea Europeană. Deși onor domnul primar, ca să spunem lucruri pe nume, spune că avem acest proiect care ne dă peste cap străzile, trotuarele, tot ce vreți dumneavoastră, proiectul care se numește reabilitarea sistemului de apă, canal și așa mai departe. Acest proiect, să fie foarte clar pentru toată lumea, nu este un proiect făcut de noi făgărășenii, este un proiect gândit pe un master plan de apă, canal Sibiu, în care ei, deci Sibiu, printr-o bunăvoință excesivă ne-a luat și pe noi ca și parteneri. Deci să fie foarte clar, Făgărașul n-a adus niciun ban. Mai mult decât Făgărașul, vorbesc de administrație. Sau, vă întrerup un pic, sau că erați în acea perioadă consilier local. E interesant totuși să aflăm cine mai vine așa cu o bunăvoință excesivă fără puțin interes. Pentru că trăim în niște vremuri, vedem și în stânga și în dreapta, numai interese, numai lupta aceasta pentru a prinde și a surprinde câte ceva, dacă pot să mă exprim așa, domnule Vâjou, ce părere aveți? Vreau să vă spun la modul foarte concret, cu mâna pe inimă. În momentul când îndeplinam funcția de consilier local, am avut inițiative de genul, haide să creăm un birou, haide să facem ceva în care cineva, noi, făgărășenii, să ne apucăm să scriem proiecte, să facem cereri de finanțare. Finanțării erau foarte, foarte multe și atunci. Totdeauna mi s-a răspuns, am făcut chiar, sau intenția era să facem și o hotărâre de Consiliu Local, mi s-a răspuns că nu avem o strategie. Și e drept, în momentul acela nu aveam o strategie. E, pot să vă spun că acum, în acest moment, Făgărașul are o strategie de aproape un an de zile, bună, mai puțin bună, însă sigur avem o strategie. Și aici fac o mică paranteză, și atunci când am văzut strategia, mi-a plăcut despre cei care au lucrat la ea, spuneam, am văzut strategia și mi-am pus o întrebare. Pe hârtie. Mi-am pus o întrebare. Dacă strategia este bună pentru Făgăraș, problema va fi cine o va implementa. Și acum ajungem să vă răspund la ce mă întrebați. De ce n-am adus fonduri? Sunt două aspecte. Nu că n-am ști să scriem proiecte, să facem cereri. Marea problemă la un proiect, și asta vă spun din experiență, nu este să scrii proiectul, este să-l implementezi. E cuvântul ăsta frumos adus acum de Uniune, să implementăm. Adică să ne ținem de acea promisiune pe care am făcut-o în cerere.
Ăsta este necazul Făgărașului. Nu avem oameni pregătiți care să cunoască, să fie în măsură, să aibă și puterea și răspunderea să implementeze un proiect pe care îl primim. La acea vreme, apropo de ceea ce îmi spuneați dumneavoastră, stăteam de vorbă cu mai mulți consilieri locali și iată că am ajuns la subiect și vreau să-mi punctaș acest lucru. Întrebându-i despre ceea ce spuneți dumneavoastră, ei susțineau că există o sumedenie de capcane, cu ghilimele de rigoare, ale fondurilor europene legate de ceea ce spuneați în mare parte. Nu că nu se știe să se scrie acele proiecte, dar există o sumedenie de pași ce trebuie trecuți, ce țin de birocrație, ce țin de cofinanțare și vom dezvolta acest subiect cu cofinanțarea imediat după ce îmi răspundeți la această întrebare. Despre ce capcane era vorba? Nu știu despre ce capcane, însă e foarte clară o chestiune. Dumneavoastră, dacă ați fi un finanțator, adică să ziceți, doamne, eu dau bani cuiva, impuneți și niște criterii pentru care dați bani. E clar, nu dăm bani unor tineri să-și cumpere jeepuri negre. Dăm bani unor tineri ca să facă o fermă, să aducă ceva inovativ, chestiuni de genul ăsta. Și atunci de ce capcane? În momentul când tu știi foarte clar de la bun început la ce te angajezi, că tu faci cererea, sigur, și cererea e de fapt un răspuns concret, cinstit la ceea ce ai de gând să faci. Dacă încă însă ne gândim, cum ați spus, că sunt capcane, nu văd despre ce discutăm acum. Ce fel de capcane? Pe care le invocă, spre exemplu, la ceea ce v-ați referit, că am zis că ajungem și la acest subiect, la un moment dat le invocă și directorul de la sucursala de apă canal, domnul Vasile Manta, care spune așa: șantierul apei merge cum merge, mai șontâc, mai târâș, mai grăpiș, din cauza că noi nu putem să plătim și să ținem graficul de eșalonare al plăților către firma constructoare. Vă zic asta de ce? Pentru că știți din capul locului și despre firma constructoare, știți cum se derulează o astfel de licitație, pentru că nu putem să primim banii de la abonați, sunt datorii de la populație, nu putem acoperi cofinanțarea. Vă las pe noastră să ne răstălmăciți sau să ne explicați toate aceste lucruri. Să fiu sincer, nu știu ce spune domnul Manta, însă, din punctul meu de vedere, în momentul când te angajezi, deci ești de acord să faci parte dintr-un astfel de proiect, master plan pe apă în zona noastră, e foarte clar că tu trebuie să, ca și în familie, trebuie să te gândești de unde ai banii, da? În momentul când tu te bazezi doar pe ceea ce îți dă cetățeanul, contribuabilul făgărășan, este o mare greșeală și din greșeală în greșeală ajungem la ceea ce spune. În momentul, dacă vreți o soluție, sau se poate gândi și așa, noi, la nivelul administrației, puteam să gândim, să accesăm un împrumut, Mai era loc, totuși înțeleg. Mă provocați acum, ce ziceți de stadionul nostru? Bineînțeles. Sigur, deci o autoritate, gen administrație publică, poate să gândească pe termen mediu și lung. Sigur, am făcut un credit să achiziționăm stadionul municipal. E bine, e rău, poate discutăm altă dată. Acum discutăm despre ce ar trebui să se gate foarte, foarte repede. Acest șantier continuu în Făgăraș. Dacă vreți, iarăși, greșelile nu sunt capcane. Nu poți să invoci că ar fi o capcană în sistemul de, cum am spus dumneavoastră, de management al gropilor din Făgăraș. Nu. Asta nu este o... După mine este o mare greșeală, pentru că orice beneficiar, inclusiv Făgărașul, trebuie să aibă cel puțin un diriginte de șantier. Îl întrebăm pe dirigintele ăsta de șantier. La ce partid e? E la Partidul Comuniștilor, de nu vrea să facă bine în Făgăraș? Deci ceva se întâmplă. Astea sunt problemele noastre. Nu știm să managerizăm astfel de situații. Nu departe de noi este Brașovul. Acum m-am întors din Brașov, sincer să fiu, și credeți-mă, am umblat și ieri și astăzi prin cartierul Tractorul, pe care eu știam de pe vremurile studenției, și am rămas surprins. Nu vezi o groapă, nu vezi fire de electrică pe stâlpi aerian, toate sunt luminate, este curățenie. De ce la noi nu putem? Avem exemple concrete. Știți ce zicea bunica Paraschiva? Puterea exemplului. Haideți să ne ducem la ăia care știu să facă.
Nu departe, 70 de kilometri. Haideți să vedeți ce o să auziți de acum încolo. Un lucru pe care dumneavoastră știți, dacă până acum primăriile sau unii primari se plângeau că sunt devalizați de fondurile care vin de la Consiliul Județean, așa după cum ați aflat și dumneavoastră, de ceva vreme s-au descentralizat toate aceste etape, s-a descentralizat această legătură directă dintre forul județului și administrațiile publice locale. Banii vin direct de la Ministerul Finanțelor. Asta vă pot întreba datorii faptului că l-au arestat pe Tâncescu sau de ce s-a... Bun, deci a fost o hotărâre care pornește de la București, de la centru, având în vedere că, nu numai referindu-ne la domnul Tâncescu, doar am văzut ce s-a întâmplat anul trecut, o sumedenie de puncte roșii erau pe harta României, dacă pot să le spun așa. Pe mine nu mă prea interesează. De interviuri la DNA și atunci s-a decis... Da, deci foarte mulți președinți de Consiliu Județene din țară au... avut cam aceeași soartă, dacă stau să mă gândesc bine, dar banii vor veni direct de la Ministerul Finanțelor și am văzut și o listă cu o prognoză, au apărut discuții la nivelul primăriilor, Brașovul a primit, primăria Brașov, sau mă rog, în tot cazul Brașov este considerat un județ bogat. Sigur, și este al patrulea oraș în care merită să trăiești în România. De ce nu ne gândim și noi la nivel de Făgăraș să fim al 14-lea oraș? Se invocă lipsa banilor, care făcând o paralelă între cartierul Tractorul, să zicem, și un cartier din Făgăraș, de unde credeți că ar putea fi luați banii ca să arătăm și noi cam la fel? Am spus-o și o repet. Sunt fonduri europene, foarte, foarte multe. Și aici, dacă vreți, vă pot spune ce aș face eu. Da? Aș face ceva de genul. M-aș duce la programul operațional, fostul POR, și aș accesa fonduri pentru cetatea Făgăraș, care este o bijuterie, este extraordinar de frumoasă, este cum vreți dumneavoastră și este a noastră, a făgărașenilor. După care, tot cu ajutorul acestui program operațional, aș angaja niște credite la nivel de Făgăraș, pentru că ați văzut și v-am spus și exemplu, Tractorul. Toată lumea vrea să trăiască bine, civilizat. Nu vrem să ne parcăm mașinile pe spații verzi, nu vrem să facem acte de, mai știu eu cum să le numesc, Schumacher, să nu spun altfel, să facem tot felul de slalomuri prin șoselele din Făgăraș. Vrem un trai civilizat, decent, nu vrem LED-uri la becurile care iluminează spațiul public. Dar vrem totuși un iluminat normal, frumos, spațiile... Am văzut un iluminat normal și ziua pe la 11, tot centru era... Toate luminile din centru erau... Nu mă face să râd cam herpes, știți? Ah, okay. Da, ca idee. Deci sunt aspecte care nici nu merită să le comentăm. Dar, și iarăși mă tot întorc la ideea, suntem făgărășeni. Și dacă până acum nu am luat o atitudine, eu mi-am propus împreună cu oamenii de afaceri din Făgăraș, cu societatea civilă din Făgăraș, să creăm acel mecanism, de care nouă ne tot este frică, mecanism în care să spunem lucruri pe nume. Ce ne deranjează? Sigur, domnul primar și tot aparatul va fi deranjat și asta este viața. În momentul când vrei să fii șeful unei urbe, trebuie să-ți asumi și riscuri. Nu trebuie să te pupi cu toată lumea. Nu? Asta înseamnă democrație. Nici pe mine nu mă iubesc toate femeile din Făgăraș, numai jumătate. Sau chestiuni de genul ăsta. Aici trebuie să ajungem cu societatea civilă. Fac acum iarăși un apel la tot ce înseamnă societatea civilă. Îmi place foarte mult despre Negru Vodă, sincer vă spun. Este ceva emblematic pentru Făgăraș. Am văzut acum de vreo câtva timp, ceva luni, mai sunt două, trei fundații care văd că vor să se implice în viața societății și iarăși o mare problemă, apropo de tot ce discutam acum, este problema sărăciei. Dacă vreți, și aici vorbesc acum în calitate de coordonator al centrului Europe Direct, vreau să vă spun că anul acesta Uniunea Europeană pune și foarte mare accent pe problema sărăciei. Și, din păcate, în Făgăraș avem foarte, foarte mulți oameni care sunt săraci. Fără a discuta în prealabil cu dumneavoastră, iată, parcă suntem la unison. Astăzi am făcut o știre, să zic așa, pentru că unii dintre patroni ne-au cerut să facem o știre legată de acest aspect. Lunile ianuarie și februarie sunt găuri negre
în afacerile patronilor de magazine. Începând de la cei care comercializează produse alimentare până la, să zic, hipermarketurile care funcționează în orașul nostru. Vânzările în piață au scăzut, toată lumea se plânge, haideți, face știri, noi stăm aici, înghețăm de frig. Comercianții care au închiriate standuri de îmbrăcăminte spun că nici nu mai aplică acel adaus comercial numai ca să-și vândă marfa, nici așa nu și-o vând. Până și second hand-urile, patronii unor astfel de magazine spun că lumea nu mai merge nici pe acolo. Cum priviți acest aspect? Din păcate... Oare ce mănâncă lumea? Cu ce trăiește? Că se spune că nici produsele lactate, nici carnea, nici pâinea, nici mierea, nici legume, nici fructe. Din păcate este o realitate, știu și eu, știm și noi, trăim în Făgăraș, însă toate aceste chestiuni sunt rezultatul, din punctul meu de vedere, a unei proaste concepții despre ceea ce vrem să facem. Dacă noi, vorbesc de urbe, dacă noi nu știm ce vrem să facem peste 5 ani, peste 10 ani, uitați-vă, și aici fac o paranteză, copiii ne pleacă, abia așteaptă să gate liceul, să plece din acest municipiu, să-i spunem municipiu. Nu așa trebuie gândit. Dacă vrem să creăm, cum spuneți dumneavoastră, varză de Bruxelles, de exemplu, atunci trebuie să creăm condiții, să putem să creștem această varză de Bruxelles. Știați bine, sau știm toții foarte bine că Făgărașul anii trecuți trăia datorită sau prin grija italienilor noștri și a oamenilor care erau plecați. E, acum nu mai sunt lucrurile păruze nici în Italia, nici în Spania și tot ceea ce se întâmplă acolo se răsfrânge și asupra Făgărașului. De aia nu mai putem să ne vindem nici măcar hainele second hand. Deci problemele sunt foarte acute, foarte acute, spun încă o dată, dar nu vrem să le vedem. Citeam și eu, iarăși nu vreau să fiu cârcotaș, însă citeam undeva în media din Făgăraș că există la noi în urbe un hotel care nu are personal. Eu îmi pun întrebarea. Cine a dat o clasificare acelui hotel? Vă referiți la Hotelul Pieței? Corect. Da, păi acel, acel hotel, da, e foarte interesantă. Nu se poate așa ceva. Foarte interesantă această discuție. Noi ne-am informat și am vorbit cu administratorul pieței, care este domnul Bogdan Ungureanu. Un care, foarte serios, eu îl cunosc. Da, care ne spune că tot în virtutea scăderii drastice economice din zonă, acel hotel se pare că contractează servicii de cazare doar cu producătorii particulari care vin să-și desfacă marfa în piața agroalimentară. Și n-am înțeles, ei nu sunt oameni, nu trebuie să beneficieze de servicii hoteliere, indiferent cum îl numim, casă de vânzători ambulanți, nu contează, dar trebuie să îndeplinească niște condiții, niște minime, cum să spun, să ai apă, să ai curățenie, nu vă supărați, mi se pare că am ajuns la fundul sacului, jos de tot. Dacă noi putem să avem pretenția, avem un hotel în care nu face nimeni curățenie. Și cu toate acestea, nu știu, de fiecare dată când s-au dat public niște comunicate privind banii, apropo de, iarăși uzez de faptul că ați fost consilier local și cu siguranță și în comisii și în ședință mai aflați despre anumite lucruri, întotdeauna s-a spus că piața agroalimentară este o sursă devenit consistentă pentru bugetul local al Făgărașului, de asemenea și cetatea Făgărașului, care în ultimii ani, grație unor programe, grație unor amenajări, deschideri de spații expoziționale, a dus venit la bugetul orașului. Da, revin la ideea. Sincer, îmi pare rău că domnul Ungureanu, eu îl știu un om foarte, foarte serios, bănuiesc că a primit probabil niște indicații, pentru că nu este normal să se întâmple așa ceva într-o unitate păstorită de administrația locală. Sigur, dacă, eu vă pun o întrebare, dacă era Popescu Vasile, administrator unei SRL D, de exemplu, SRL debutan, credeți că îi dădea cineva voie să funcționeze în condițiile astea? Nu știu, există poliția Sanepidului, există niște organisme care o să ne interesăm. Nu se poate, sincer vă spun, dacă cineva aude așa ceva la nivel de Uniunea Europeană,
Păi vă dați seama că cetatea ar fi un nimic pe lângă știrea pe care o dăm noi cu astfel. Îmi amintesc că aveți dreptate, poate, că înainte exista o recepție, erau angajații, probabil oameni care făceau curat. Bănuiesc acum, probabil, curățenia în camere se face cu angajații care fac curat și în piață. E o supoziție, ne vom interesa. Dar nu se interesa. Poate așa ceva. Nu știu. Îmi pare rău că iarăși trebuie să spun, dar trebuie să ne gândim foarte, foarte serios. Suntem municipiu sau, cum spunea străbunicul meu, nici comună, nici oraș? Cred că așa am rămas. Apropo, să rămânem tot la acel subiect, la recensământul din 2011, la Făgăraș figurau 28.330 de persoane, da, vorbim de populația stabilă, iar la Victoria 7.067 de persoane. E, din 2011 și până acum au trecut ceva ani, numărul populației a scăzut. Până una alta, vreau să vă mai cer o părere, dacă tot vorbeam de proiectele Făgărașului, de cum să arate acest oraș, de unde să mai stoarcem din sărăcia acestui oraș. Referitor la populația Făgărașului, iată că și Serviciul de Salubritate al orașului intenționează să facă un așa numit recensământ al locuințelor. Pe ce motiv, domnule Vujiu? S-a discutat la un moment dat că există făgărășeni care nu plătesc taxa de salubritate. Toată lumea aruncă gunoiul, da? Să fim corecți și să spunem. Doar că unii plătesc, unii nu plătesc. Iar pentru cei care nu plătesc, Consiliul Local a instituit o taxă specială în urma acestui recensământ. Fiecare făgărășan va primi în cutia de poștă, cel care, bineînțeles, nu figurează ca abonat al Salco, va plăti dublu pentru acest serviciu. Acum, iarăși vin și vă spun, sigur, inițiativa este în limitele legii, orice cetățean care beneficiază de anumite servicii trebuie să plătească, însă chestia asta cu hai să le punem taxe duble, mi se pare iarăși o mare prostie, sincer vă spun. Îmi povesteați ceva pentru de că mediu, că sunt proiecte de mediu și sigur, în virtutea acestor aspecte vreau să discutăm și ceea ce ne doare pe noi ca și comunitate. Aici dacă vreți, e soluția după mine, trebuie să-i culturalizăm pe oameni, să le spunem ce înseamnă lucrul ăsta, să nu arunci gunoiul, să arunci gunoiul. Sunt surprins că iarăși au niște chestiuni de povești, așa, povești nefericite, sau cu final care nu. Da, lumea nu se abonează, aruncă gunoiul la grămadă cu abonații, se sustrag plății acestui serviciu. Eu știu și altceva. Știu firmă, bă, uitați dacă vreți, vă spun și pe asta, știu firmă care nu produce niciun gram de gunoi. Și este plătește. Obligată, exact, și este obligată de hotărârile primăriei, da? Nici hârtii dintre astea, nimic, nici, nu totul scrie, este nu biodegradabil, absolut totul este biodegradabil. Dacă vreți vă spun și firma, este din spațiul francezilor, o firmă foarte serioasă, produce, are angajați și nu produc gunoi. Așa. Și totul este biodegradabil. Trebuie să fie abonat Salco. Exact. Păi dacă așa este hotărârea de Consiliu. Adică noi nici măcar nu putem să gândim înainte. Nu, uite, firma aia nu face gram de gunoi. De ce să o obligăm? Vedeți, este și reversul. Nu sunt de acord nici cu, spune Salcu, trebuie să plătească toată lumea. De acord. Dar ăla care a plecat în Italia, da? Are apartament în Făgăraș, în viziunea lui Salcu, bănuiesc, că îl pune și pe ăla care are domiciliu să că vine plătească. Vara. Ce dacă vine vara, asta e. El poate, dar poate nu vine. Păi, iarăși știți? Începem să discutăm discuții. Exact. Cum? Cum poți să zici? Doamne, asta trebuie făcut prin conștiință. Dacă eu sunt ferm convins că acel Vasilică care vine din Roma și beneficiază de niște servicii de calitate, el sigur va plăti. Deci aici trebuie să ajungem, nu coerciție. Sigur, trebuie să-i amenințăm pe oameni, să le punem taxe, așa, foarte bine. Dar cred că mult mai interesant și mult mai bine ar fi ca toate pubelele să fie curate, să fie închise, să nu fie mirosuri. În general, eu sunt mulțumit de Salco, știu ce eforturi a făcut și face. Domnul Marian este, mă rog, se chinuie, dar însă cu siguranță cu astfel de gândire și eu sunt convins că nu pornește de la el, cum să punem, să ne plătească cineva pentru servicii de care nu beneficiem. Adică eu dacă stau în Roma,
clar că plătesc în Roma, dar trebuie să plătesc totodată și în Făgăraș? Dar eu nu produc gunoi decât într-o parte. Dar cu siguranță vreau să spun, e o problemă și la Salco cu colectarea. Sunt datorii, sunt oameni care se sustrag plății. Cu siguranță nu iese pe hârtie cât ar trebui. Vreți o soluție viabilă? Vă rog, ascult. Da. Ar trebui ca acele asociații care sunt megalomanice în asociațiile de locatari. Proprietari, nu, da. Scuzați-mă. Locatari. Am înțeles. Noi am rămas pe ne referim de cetățenii la bloc. Noi încă nu am perceput ideea. Asociațiile de proprietari nu trebuie să fie megalomanice, pe cartierul Tudor, de exemplu, sau pe Tăbăcare, unde stau eu. Nu. Acele asociații trebuie să fie flexibile, mici. Legea este permisivă în acest sens și ne spune, putem să facem asociații la nivel de scară de bloc. Asta e soluția. Eu nu înțeleg Salco, de ce nu insistă pe ideea asta, să trecem și noi, să intrăm odată în legalitate, pentru că din cele, nu știu, multe asociații care sunt la nivel de Făgăraș, nu știu dacă 10% sunt în legalitate. Restul se interpretează că sunt continuatoare ale vechilor asociații de locatari. Fals, greșit. Deci ele funcționează în ilegalitate. Dar de ce ne convine lucrul ăsta? Pentru că așa putem să le luăm banii la oameni pentru încălzirea centrală distribuită, așa cum este distribuită. A, iarăși atingeți un subiect extrem de important. Salco, în loc să vină, eu așa aș face, aș veni în Consiliul Local și aș propune astfel de soluții. Noi, haideți să-i convingem pe oameni să-și facă asociații mici, pentru că altfel discuți cu un administrator unei scări de bloc și altfel discuți cu administratorul 10-20 de blocuri. Și ăsta e un subiect, că s-au dat examen. Țineți sigur minte că se ține cont de competență, au existat probleme sunt și la nivelul... Nu trebuie să dăm noi coerciție, să îl punem pe italianul făgărășan să plătească. Dacă nu beneficiezi de chestii. E ca și treaba cu agentul termic trece prin apartamentul meu. Taxa pe țeavă, renumita taxă pe țeavă. Mie nu trebuie. Știți însă foarte bine. Tot aici sunt forțat de lege care și plătiți domnule Vujun. Eu nu. Nu, pentru că nu-mi trebuie așa ceva și noi am hotărât pe toată scara, nu mai avem nevoie de astfel de servicii și atunci nu plătim. Dar sunt și oameni, uite, tatăl meu care are 82 de ani, stă într-un astfel de bloc și credeți-mă, aștept cam 40 de minute să vină apă caldă la vană. Ce credeți că am făcut? I-am montat un instant boiler pentru că nu se poate. Plătești odată apa ca apă rece și odată ca și apă caldă. Și nici nu beneficiezi. Aviz celor de la Ecoterm, deci, unde discuțiile sunt interminabile, domnule Vâjo. Știu. De atâta amar de vreme se tot discută. Am cerut părerea reprezentanților Ecoterm. Deci soluții sunt. Și credeți, se lucrează la acea centrală de cogenerare. Mi se spune, mai durează 2 luni, intră pe rol... 2 luni, dar nu știm în ce exact, an. Exact. Intră pe rol la acea centrală de cogenerare, lumea nu va mai plăti renumita taxă pe țeavă, în fine. Bun, astea sunt greșeli care se plătesc. Soluțiile sunt, astea sunt. Noi, mi-aduc aminte, eram consilier și am spus, haide să transformăm regia, care știți că e regia Ecoterm, da, așa, regie publică, haideți să o transformăm în societate pe acțiuni. De ce? Gândirea a fost simplă. Ca și regie nu putea să acceseze fonduri europene, însă ca și societate pe acțiuni putea. Ei, uitați, au trecut 4 ani, câți ani de atunci? Și nu e bine că au venit nemții, în opinia dumneavoastră, ce părere aveți? Ba da, e foarte aveți? Bine, dar e târziu, pentru e că târziu. Lumea a pierdut încrederea în acest sistem centralizat, deși este cel mai performant. Va fi greu să-i întorci pe oameni la... Foarte greu. Foarte greu. Sistemul centralizat și să fie cu adevărat ceea ce dorește societatea. Apropo, lui Salco, tot așa, dacă vrem să avem servicii de calitate, haideți să mai înființăm o societate de salubrizare în Făgăraș, pentru că ar fi bine. Concurență, ar fi exact. Bine. Unde este concurență, apar și servicii de calitate, apar tot ceea ce înseamnă economie. Da, să nu uităm că Salco este sub tutela Consiliului și Local. Și care e problema? Și păi, să vină un investitor numai... privat sau... Nu contează, vină cineva să facă concurență. Asta este ideea economiei de piață. Nu trebuie să creăm profit. Bine, dacă ar fi să intrăm în amănunte, am putea afla mai multe, că dorința de monopol e uriașă. Cunoașteți mai bine ca mine o groază de aspecte. Domnule Vujun,
îmi povesteați ceva foarte interesant înainte să intrăm în emisiune. Sper și de bun augur pentru făgărășenii care doresc să atragă pe cont propriu fonduri europene prin intermediul firmelor pe care le conduc sau, de ce nu, ca simpli cetățeni. Și îmi spuneați că aveați o prognoză foarte bună pentru acest an. Peste ceva vreme vă întâlniți cu o persoană extrem de importantă. Veniți cu noutăți pentru Făgăraș și pentru zonă, vă ascult. Acum vreau să vă spun că în calitate de coordonator al Centrului Europe Direct avem niște vești bune pentru făgărășeni, în sensul că, și acum, deși nu-mi place să mă dau pe mine exemplu, pot să vă spun, eu dacă aș mai fi tânăr acum, m-aș apuca două chestii. Sunteți bătrân? Doamne ferește, nimeni nu spune acest. Eu zic mai bine să ziceți că sunteți tânăr, că vă simțiți tânăr, că sunteți în capacitate de plină de exercițiu. Și gândind așa, eu zic că e mult mai bine, nu? E mult mai bine, însă CNP-ul meu spune tot. Nu contează, nu. Da. Am văzut. Deci dacă eu aș mai exemple. Fi tânăr acum, m-aș apuca de mâncare. Absolut orice, să produci mâncare. Și slavă Domnului, zona în care trăim noi, țara Făgărașului, ne oferă așa. Dar nu fast food. Nu. Corect, deci mâncare bio. Mâncare, da. Asta este următoarea tendință. Vedeți bine, lumea nu mai vrea să mănânce din mall-uri. Știm de ce, pentru că aditivii sunt mult. Creează dependență și obezitate. Chiar am primit azi un articol pe mail. Și atunci, deci asta ar fi o idee, absolut orice, și revin. Și a doua idee pe care eu aș recomanda, o să producem energie. Din soare, din apă, din vânt, din ce vreți dumneavoastră, pentru că, iarăși, la nivel... Care e mai ușoară? Producerea mâncării sau producerea energiei? Că omul se gândește și așa. Haide să fim puțin și pragmatici. Știți, oamenii zic, vai, cât îmi trebuie să muncesc până fac mâncarea, până cultiv pământul, până iese bucata, până o procesez, consum... Pragmatismul se găsește în muncă. Și acolo și acolo trebuie să muncim. Deci, din punct de fiecare cât își dorește să muncească. Dacă vrei să muncești cu capul, te apuci și produci energie. Dacă vrei să muncești și fizic, trebuie să muncești pământul. Deci sunt foarte multe aspecte care duc la aceeași idee. Trebuie să muncim. Și din cercetările sociologice, cu ghilimele de rigoare, mai e atras omul către muncă, mă refer? Da, da. Okay. Vă spun... Comunitatea noastră, omul de sub munte sau omul din Făgăraș? Și, vă spun, am rămas plăcut surprins, chiar la un moment dat, stupefiat de ce am auzit și trebuie să vă dau un exemplu în sensul că dăunez au apărut la mine în birou 4 persoane de etnie romă. Și, haideți să vedem, țigani, cortorari. Tot respectul pentru ei, splendid, da? Splendid. Îmbrăcați în traiul... Specific, frumos. Exact, și vă spun, a fost portul... șeful, așa, care, cu care am făcut eu școala primară, primele 4 clase, că după aia el s-a lăsat și eu a trebuit să învăț. Dar nu asta e ideea, însă mi-a plăcut despre ei, erau... nepoții, strănepoții lui Danciu ăsta, prietenul meu, și a zis, domnule, vrem să ne apucăm să creștem vaci. Splendid. Vă dau cuvântul meu, eu am rămas, nu așa, nu venea să-mi cred ce aud. Și puneam întrebări, dar ce știți despre vaci? Ce ați făcut? Ei, credeți-mă, doi tineri, 16, 18 și 19 ani. Deci vor să muncească. Da. Și după mine zic, dom'le, se întâmplă ceva în România. Iarăși vă întrerup un pic. Ați văzut reportajul acela extraordinar, ca și exemplu pentru tinerii din România, a fost pe ProTV cu niște țigani corturari din Merghindeal, care cultivă pământul, duduia tot ce înseamnă acolo, apropo, după acel model. Deci, credeți-mă, și mă aștept acum, deci asta a fost primul șoc în 2015, sper și iarăși îmi doresc încă un lucru. Șoc plăcut. Plăcut și tot așa de plăcut. Mi-aș dori ca milițienii să nu mai amită. Milițienii. Al doilea chestie. Deci și folosesc titulatura care nu e convențională, totuși. Și a treia chestiune pe care mi-o doresc chiar și de mult, ca politicienii să se țină de cuvânt. Ați pățit ceva cu polițiștii? Nu contează, când ziceți mită? Ok. Deci eu înțeleg. Văd ce se întâmplă. S-a argumentat totuși că nu avem voie, am putea să... De ce? Cine-i milițian? Nu mai avem milițianii în țara asta? Vă referiți numai la acea categorie, sigur, peorativ discutând. Exact. Și politicienii, mai repetați? Politicienii să se țină de promisiuni. Pentru că aici... E mai greu, domnule. Haideți că vă ridic mingea la fire. E foarte greu. De ce nu mă întrebați de deputatul nostru, domnul Zamfir? Vă întreb. Chiar m-am gândit că ar fi cazul, pentru că nu l-am mai văzut de mult. De drumuri. Nici eu nu l-am mai văzut, decât
sporadic așa. Vă aduceți aminte ce spunea imediat după alegeri? Că dacă în 2 ani de zile Făgărașul nu va avea o ocolitoare, da, el își dă demisia. N-am citit nicăieri să-și fi dat demisia. Mă obliga să caut în arhiva emisiunilor, frumos, chiar o să căutăm. Deci, dânsul n-a mai prea venit prin Făgăraș, nu știu ce s-a întâmplat. Bine, eu, dar acum s-a făcut ocolitoare. Știți, domnule Vujo, acum s-au schimbat niște lucruri și chiar vroiam să discutăm despre politică. Și vreau să vă spun că mi se pare că toată clasa politică e așa într-un soi de apatie, într-un soi de așteptare. Ce credeți că așteaptă politicienii? DNA-ul. Deja suntem la capitolul din emisiune pamflet sau... Deci, nu, suntem, deci gândiți-vă, și acum discutăm iarăși cu... Cărțile pe față, corect. Ca să ajungi deputat sau senator, trebuia să ai o sumă de bani. Deci știam toți înainte. Da, cum să nu. Dai 100 de și consilier local și... Așa. Nu știu dacă consilier, dar la nivel de deputat și la nivel de senator, asta este ideea. Trebuia să cotizezi la partidul care te propusa. Au spus-o chiar ei. Da. Ca să ajungi. Ei, nu e problema că dai. Problema e când ți recuperezi. Asta este politica și politicianul în România zilelor noastre. Exact ca la cei care auzim la televizor ce a dat mită 3 milioane de euro. Păi, dom'le, dacă a dat, înseamnă că el a avut de unde și a mai și rămas ceva. De unde? Nu, eu nu îl învinuiesc pe Căncescu, de exemplu, că a luat mită nu știu cât. Eu îl învinuiesc și pe ăla care a dat. De unde ai avut tu 2 milioane de euro muncind cinstit în România zilelor noastre, că și noi muncim și dumneavoastră ați muncit și nu avem milioane? De unde ai avut să dai 2 milioane de euro? Asta e discuția. Și eu mi-am tot făcut procese... Din banul public, spun tot ei. Ați văzut? Pentru că dacă furau de la mine, că până la urmă e un furt, dacă fura de la Vâjul, eu mă duceam la poliție și reclamam. Dacă au furat însă de la noi, de la statul român, nu i-a reclamat nimeni. Păi nu, DNA-ul a declarat că toate acele fonduri, sau mă rog, în anumite cazuri ce sunt prezentate mass mediei, ați văzut și dumneavoastră și toată lumea a văzut, se arată că se fac afaceri cu banul public. Hey, de asta aștept ca politicienii noștri să se țină și de promisiuni. Astea sunt discuțiile. Și acum toate astea, gândiți-vă ce se întâmplă venind în cascadă către municipiul Făgăraș. Asta aici am vrut să ajungem. Suntem în anul de grație 2015, domnule Vâjul. Până la urmă, așa cum spuneți dumneavoastră, politicul se răsfrânge asupra economicului, implicit asupra populației, comunității locale. Mai avem ceva vreme până la alegerile locale care vin cu pași repezi. Vedeți cum trece timpul pe sub ochii noștri, așa se scurge și CNP-ul rapid. Meu spune la fel. Se scurg anii rapid și vine anul 2016 cu alegeri locale, alegeri parlamentare. Ce ar trebui să învețe făgărășenii? Care ar fi lecția? Am zis că în acest an, de fiecare dată când voi invita pe câte cineva care cunoaște treburile comunității, care are ceva pârghii și ceva soluții pentru ca viața comunității să se desfășoare mai bine și mai lin, ce ar trebui să vadă făgărășenii? În primul rând ar trebui să aibă încredere în oameni, să nu mai votăm partide, să votăm om. Și dacă vreți, acel om care își permite să ajungă să fie pus pe o listă de către partid, acel om trebuie să fie verificat de cetățeni. Verificat de genul. Ești în stare să administrezi o curte, o grădină, apartamentul în care stai, blocul arată bine, este anvelopat, deci aspecte de genul ăsta. Primul rând, după mine, și acum o luăm de jos de la primar, primarul trebuie să fie gospodarul urbei. Trebuie să te uiți în curtea lui dacă e în stare să facă sau nu este în stare. Și aici, iarăși, mi-aduc aminte ce îmi spunea bunica, Paraschiva, înainte să mă însor. Ce mă, băiatule? Dacă vrei să te însori, primul lucru, sau între altele, te duci în baia viitoarei soții. Pentru că exact cum e baia viitoarei soții, așa îți va fi și viața. Așa ar trebui să gândim și noi. Să lăsăm în pisici partidele, foarte, foarte clar, și să alegem oameni. Și atunci oamenii trebuie să fie acei reprezentativi pentru urbe, care sunt cu sufletul, că aici, dacă vi-l dau exemplu pe domnul Zamfir, îmi pare rău. Nu este nici făgărășan, nu s-a ținut nici de promisiuni, însă l-am ales. Oare de ce?
Aici, astea se trebuie discuții. Atunci trebuie să găsim un făgărășan, chiar dacă nu e născut aici, să aibă sufletul în Făgăraș, să aibă și de ce să trăiască pentru Făgăraș și atunci să și demonstreze. Eu vă contrazic, a trebuit să fie născut aici. Părerea mea. Altfel s-ar implica. Nu e obligatoriu, dar altfel s-ar implica pentru comunitate. Altfel, cunoscând oamenii, oamenii ar veni către el la acel birou parlamentar. Apropo, sigur, și biroul la parlamentar, cred că e foarte important, programul de audiențe și așa mai departe. Deci, ar cam trebui, parlamentarii aceștia de Făgăraș, ar cam trebui să vină cu impresii, să povestească, să publice problemele făgărășenilor. Sigur. De ce nu? Sigur. Dumneavoastră, asta iarăși e o problemă. Dumneavoastră, acum, pe final de misiune, spuneați că aveți să le transmiteți ceva tinerilor și vreau totuși să-mi terminați povestea cu romii aceia care au venit la dumneavoastră și care și-au exprimat dorința de a crește animale. Da, vă spun, mi-am propus și la Camera de Comerț și la Centrul Europe Direct o să-i ajutăm, pentru că în acest moment, în viitoarea sesiune, cei mai mulți bani pe care ni dă Uniunea Europeană sunt bani pentru agricultură și în special pentru tineri. Tot ce vreți sau ce ar dori tinerii, am spus-o și înainte, tot ce ar dori ei se poate întâmpla acum în țara Făgărașului. Așadar, noi să vin la dumneavoastră, sigur, și să o să oferim informații. Consultanță gratuită, intenționăm și cu Asociația Oamenilor de Afaceri să avem astfel de discuții. Vrem chiar, este o gândire pe care eu am avut-o mai de mult, cu Centrul Europe Direct, să mergem în licee, la clasele terminale, pentru că și acolo pentru tineri sunt foarte mulți bani. Erasmus Plus este un proiect pentru tineri antreprenori. Deci vreau ca orele de dirigenție sau în alte ore, o să discut cu directorii liceelor, să începem să le ținem elevilor cursuri, în propriu spus cursuri, să învățăm ce înseamnă antreprenorial. Nu din cărțile pe care eu știu că ei fac o anumită materie, dar totul e în teorie. Vreau să le arătăm că se poate să trăiască pe picioarele lor, inclusiv din ultimul an de liceu. E ceva extraordinar dacă am putea să atragem acești bani în Făgăraș și în țara Făgăraș. Asta, foarte mult. Asta e foarte important de la cei mai tineri locuitori ai orașului, măcar să plece toate aceste inițiative, dacă le putem numi așa. Apropo, o chestie, acum o văd aici în față, o am, mangalița. Ați auzit? Da, porcul, este rasa... Porc, o rasă de porc pe care Ceaușescu a interzis-o. De ce? Pentru că nu era productivă, adică nu făcea nici carne, nici grăsime. Ceaușescu a făcut, mă rog, a adus marele alb, chestiuni de genul, regimul. E, acum s-a ajuns la concluzia că această rasă, mangalița, pe care bunicii, străbunicii o mâncau, și exact, așa, este foarte bună pentru organism. Aici trebuie să ne... Și o vedem în standurile magazinelor mai scumpă, sigur, pentru că are o cantitate de colesterol mai redusă decât... Și multe, multe, foarte, foarte multe. Am spus deja câtorva tineri, asta este o soluție. Pot să crescătorie de porci, da? Porci, mangalița, pot să primească 50.000 de euro ca să își facă o fermă de maxim 100 de porci. Ce vorbim de fonduri rambursabile sau de fonduri nerambursabile? Nerambursabile, la care tinerii ar trebui să pună 10% cofinanțare. Asta. Putem discuta multe despre acest aspect. În acest moment pot să vă spun că Programul Național de Dezvoltare Rurală nu a elaborat niciun ghid, sunt doar niște drafturi, niște propuneri și nu pot să spun foarte, foarte multe. Ceea ce este esențial, tinerii care vor să acceseze fondurile europene din Programul Național de Dezvoltare Rurală, între altele trebuie să aibă domiciliu în comunitatea respectivă, adică la țară, în comună, așa mai departe, trebuie să-și facă o firmă, dar nu PFA sau II, trebuie să-și facă un SRL, iarăși foarte important. Și să fie proprietar, nu? Sigur. De teren sau... Alea sunt deja niște alte chestiuni, deci vă spun numai ca și elemente de noutate, ceea ce n-a fost până acum, și trebuie foarte important să dovedească că au cunoștințe în domeniu. Adică să aibă cursuri pentru agricultură, pentru zootehnie și așa mai departe, sau să dovedească cu o diplomă de studii că are astfel de cunoștințe. Da, sunt lucruri deosebit de interesante. Banii pe care pot să-i primească sunt destul de ușor de administrat. Nu trebuie să se sperie că e greu, că sunt capcane, cum spunea cineva din administrația făgărășeană. Nu.
este ușor. Chestiunea este să știi că dacă ai primit banul european, trebuie să-l folosești în interesul comunității. Cum? Eu îmi fac o firmă, firma mea are profit, iar din profitul meu dau 16% statului, adică comunității, administrației locale, mai dau o grămadă de taxe și impozite care se întorc la comunitatea locală. Ați spuneați înainte, acum comunitățile locale au și posibilitatea să nu mai stea cu mâna întinsă la Consiliul Județean și poate să desfințează. Nu știu, fi bine, o fi rău. Consiliile județene, eu am spus-o de mult, această suprastructură Consiliul Județean nu are ce să caute în viața României. Am mai spus de asemenea că ar trebui să ne aplecăm foarte multe spre regionalizare. Sunt foarte, foarte multe de discutat. Tinerii, e foarte clar, eu zic după 15 februarie, au o șansă mare, tinerii din Făgăraș și nu numai ei, să acceseze fonduri. E destul de simplu ce promite Ministerul Agriculturii, promite ca toată această etapă de hârțogăraie, birocrație să fie mult mai ușoară, facilități, mă rog, de la promisiuni până la a vedea concret mai e un pic, însă sunt convins că se vor simplifica mult procedurile și tinerii au acum o șansă. Și după părerea mea, cel mai bine ar fi să meargă la Camera de Comerț pentru a obține toate detaliile de la dumneavoastră, de ce nu. Noi așteptăm detalii privind vizita pe care o așteptați și cam care ar fi strategiile pe care le prognozează reprezentantul Uniunii Europene ce va vizita și județul nostru. Problemele noastre, ale comunității făgărașene, ați spus înainte, nu am atras sau nu vrem, nu știm, nu putem, chestiuni de genul ăsta, euro, deci nu am adus bani în zonă de la Uniunea Europeană, deși bani sunt foarte mulți, au nici fost nici investitori, domnule Vujucă, și lucrul acesta îl știți? Da, la nivel de județ, am spus-o și înainte, Brașovul este pe locul 4, în topul orașelor din România în care merită să trăiești. Știți foarte bine, putem să luăm exemplu de la Brașov, iar una din problemele pe care preocupă sau care preocupă Uniunea Europeană este problema sărăciei. Și din păcate, la nivel de Făgăraș, Rupea, avem astfel de probleme. Eu abia aștept o emisiune viitoare să-mi spuneți cam care ar fi, în opinia dumneavoastră, principalele puncte ce ar trebui acoperite de autoritățile locale pentru eradicarea acestui fenomen. Interesant ar fi și instructiv, de ce nu pentru telespectatori, să afle cum ar putea scăpa de sărăcie. În altă ordine de idei, m-ați întrebat dacă știm cam câte persoane da. Sărace, cu ghilimele de rigoare, sau cu venituri reduse trăiesc în Făgăraș. V-am spus că erau 2200 pe listele biroului de asistență socială. Din beneficiari, 2200, da. Beneficiari ai acelor pachete cu alimente. La o săptămână trecută, vreo 6-700 nu veniseră să-și ridice acele pachete. Se pare că oamenii nu au nevoie de... Sau poate sunt în Italia, sunt sărași, dar sunt în Italia. Și nu plătesc la Salco. Corect, da. Iată. Uite, o idee. Da, lanțul... Salco se duce la primărie și vede cine nu și-a ridicat pachete și șterge de pe listă, să nu mai plătească. Corect. Dacă nu sunt în România. Da, ar fi un barometru, aveți dreptate, da. Eu oricum vă mulțumesc pentru prezența în studio, vă aștept cu noutăți, vă aștept în continuare cu proiecte interesante pe care le aveți în agenda atât a Camerei de Comerț și Industrie, dar și a Centrului Europe Direct. Le vă mulțumesc pentru prezență. Și eu. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Toate cele bune!